Uraci și pentru ei o săptămână foarte interesantă. Aceștia au un aspect astral deosebit, o poziție între nodul nord aflat în al treilea decan al semnului lor, un decan de pește opus cu Pluton și cu Saturn din decan de fecioară. Deci iată ce au ei de înțeles. În primul rând ar trebui să meargă foarte mult pe linia sufletească, pe linia credinței, să înțeleagă, să încerce să se reapropie de sufletul lor, să perceapă oamenii cu sufletul. Dacă nu o vor face, din păcate, opozițiile pe planete karmice și din semne foarte puternice, cum este semnul Capricornului, sunt extraordinar de dure. Dacă nativi Irak nu iau în serios faptul că au această opoziție, nodul nord Pluton-Saturn, spuneam, Imdre al decanilor pe o axă spirituală, fecioară pești. Deci dacă nu vor lua în calcul faptul că trebuie să se orienteze pe zona de suflet foarte mult și să își asculte vocea interioară, să elimine tot ceea ce nu-i reprezintă sufletește și să facă abstracție de acele elemente care îi perturbă, chiar să încerce să le elimine aproape total, există riscul, sigur că da, unor devitalizări sau chiar a unei mici îmbolnăviri, pentru că ei trebuie să înțeleagă că își datorează acest reviriment sufletesc și vital. Este păcat să nu profite și racii de acest trigon superb, absolut superb, Soare-Jupiter, de faptul că Soarele se află în decanul lui Jupiter și Jupiter în decanul Soarelui. Ei își pot activa norocul pe zona serviciului, pentru că pentru ei și Soarele și Jupiter se află pe case legate de carieră. Soarele se află pe casa a 10-a, iar Jupiter se află pe casa a 6-a, pe casa serviciului. Deci iată că la ei norocul se poate activa la serviciu. Ei pot înțelege cum funcționează niște principii, pot avea protector, pot avea persoane influente care îi pot susține și stimula, pot chiar călători prin intermediul locului de muncă, lucrurile și, spunem așa, elementele care până acum au fost obturate, adică dacă, spre exemplu, un nativ rac nu a putut să profite la locul de muncă de o situație, s-ar putea ca acum acea situație să vină către ei într-un mod foarte frumos. Este și un moment karmic în care aceștia trebuie să-și apere resursele și rezervele de energie pentru a valorifica orice situație atunci când îi vine momentul. Spre exemplu, nu-i sfătuim pe nativi rac care sunt mai rebeli să-și consume energia în situații, să spunem, nefructuoase și apoi, dacă va fi nevoie de acea energie, să nu mai aibă de unde să o ia. Ei ar trebui să înțeleagă că trebuie să-și facă niște rezerve în această perioadă energetice, pentru că atunci când vine către ei o situație care trebuie fructificată, vorbeai despre acest Venus care din 20 aprilie intră în Berbec, atunci când vor veni situații dinamice cu adevărat către ei, să aibă de unde să ia aceste resurse și rezerve de energie, pentru că totuși Pluton și Saturn în al treia decan al Capricornului ne devitalizează pe toți. Deci nu putem spune că nu ne simțim devitalizați, pentru că ei vin cu multă muncă, cu multe responsabilități. Toată lumea se plânge că este o perioadă în care se muncește foarte mult. Normal că se muncește mult dacă Saturn este în domiciliu și este și în al treilea decan și conjunct cu Pluto. Și dacă ai vrea să stai, nu poți, pentru că Pluto induce această forță psihică care îți spune nu sta locul. Concluzia pentru ei este că trebuie să-și asculte sufletul. Deci racii au Saturn și Pluton în casa 7-a de parteneriate și adversari. Deci nu este nicio îndoială că toți concurenții racilor pot fi foarte activi și vizibili și pentru ei poate fi o preocupare. Mai ales au nevoie de odihnă pentru că atunci când Marte intră în rac pe 15 mai, va pune foarte mult la lucru, vor avea mai multă vitalitate. Dar acum cu Saturn și Pluto îi face să lucreze mai mult ca înainte. Și exact cum ai spus, provocările poate să vină chiar la locul de lucru. Pluto poate fi nedrept, este cunoscut pentru a fi nedrept atunci când este în aspect dur cu soarele, cum este pentru ei, pentru raci, astfel încât racii poate să ajungă la un punct al presiunilor. Deci trebuie să-și păstreze echilibru și chiar dacă ei nu lucrează și sunt acasă, presiunea ar putea să fie de la copii sau să se simtă copleșiți, că partenerul nu-i ajută foarte mult. Deci
Pentru lași, dacă nu lucrează, de exemplu, situația și cu partenerul de viață poate fi rezolvată, vindecată, pentru că, așa și cum ai spus, toate aceste aspecte din casa șapte, în care implică foarte mult parteneriatele, vin la suprafață tocmai pentru că ele necesită o rezolvare, mai ales această lună plină, care se va manifesta și la ei foarte mult, îi va face să, pur și simplu, cu Uranus, care este pur și îi va face să se simtă, să le aducă lucruri neașteptate, să fie foarte copleșiți. Deci este important ei să aibă grijă de ei, să nu se îngrijoreze foarte mult, să ceară ajutorul. Jupiter îi va ajuta, pentru că ar dori să aibă toată atenția față de casă, familie, și ar trebui să jongleze un pic între energia de acasă și de familie. Deci se vor simți această energie a lui Uranus în mod direct, mai ales dacă se născuți în 20-22 iulie. Pentru că cu această conjuncție, cu soarele, pot avea aceste aspecte neașteptate care implică și finanțele, dar au ajutor de la Jupiter, pentru că este într-o linie foarte frumoasă poziționat cu soarele. Deși Venus, care intră în berbec pe 20 aprilie, le oferă racilor în casa a 10-a o promovare a carierei. Deci iată că poate Saturn chiar îi împinge să muncească foarte mult ca ei să vadă rezultatele muncilor în casa a 10-a, cum va fi Venus. Se va manifesta mai bine pentru ei. Mergem mai departe să vedem pentru nativii